treabă când trebuie să mâncăm, atunci mă apuc de treabă. Lasă-o mai ușor cu glumele astea, te rog. Eu n-am nevoie de lălăială, eu am nevoie de muncă, pentru că eu vreau să iasă ceva frumos aici. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu vezi că nu mai avem muncitor. Era mai cu curundru. Am rămas la propriu cu curundru. Nu mai spune la nimeni când avem meseriași. Hai cu bună dimineața! Noi ne-am trezit de dimineață, adică la ora 6:30 și am venit la căsuța părintească. Băieții au ajuns aici de la 7:30. Noi am întârziat un pic deoarece am avut puțină treabă la Vaslui. Astăzi vom începe construcția gardului. Așteptăm să vină Burdo, excavatorul, să ne mai sape ce a mai rămas. Băieții s-au apucat deja de treabă. Au început să sape la fântână. Să taie copaci care sunt în plus acolo și nu pot construi gardul de ei. Este foarte frig afară, sunt 3 grade. Din câte am înțeles de la băieți, ne-au făcut foc în casă. Deci gen, voi duceți-vă și stați la călderită, stați degeaba. Și noi muncim, lăsați-ne pe noi, că noi suntem bărbați și ne stăm. Da, făcut focul. Tu vorbim serios? Iute, mă, nu cred! Ce-am zis că am făcut foc? Iute, mă, ne-au băgat de tamăicioata în soba asta. Bă, important mă, este că... cald. Că ne-au făcut căldurică aici și noi putem să facem frumos mâncărică, dar ideea este în felul următor, ce gătim noi astăzi. Noi am venit la căsuță, n-am luat nimic de la magazin, n-am cumpărat nimic de la Vaslui, nici carne, nici absolut nimic. Ce gătim noi astăzi, ce mâncăm noi astăzi? Dați-ne și nouă idei ce să facem de mâncare. Ce chiar să... nu știu, chiar eu chiar nu mai știu. Stau și mă gândesc și chiar nu mai știu. Scrieți în comentarii, dați-ne idei. Uite-mă o varză călită. Facem o varză călită? Da. Facem o varză călită cu, nu cu șuncă, cu Kaiser. Înțelegi? Și cam atât. O varză călită, mă duc la magazin, iau varză, iau Kaiser, iau tot ce trebuie. Le iau și câte o cafea la băieți, că n-a pana mea. Și după aia, numai bine, între timp tu stai aici degeaba. Dar mă duc eu la magazin dacă vrei. Nu, mă las, că mă duc eu. Te las, dacă vrei mă duc eu, nu-i problemă. Nu, că tu faci varza. Dar nu e problemă, fac și varza, mă duc și la magazin. Și eu să stau degeaba aici? Nu, te duci să-ți continui groapa la WC. Păi dar nu, haide, nu că eu am, dacă... Hai mă, Alexandra, dacă tot... Vrei să vezi cât am săpat eu ieri? Ia vino să vezi, cât am săpat eu ieri. Tu cu ajutorul băieților. Nu este adevărat, eu singur am săpat. Vezi că băieți! Alexandra a săpat groapa la WC singură? Cu noi. A, tu cu ea, nu? Mă, de ce mă dați de gol? De ce minți, mă? Nu mă dau de gol, băieții ăștia, nu-i corect, dar de ce? Că eu trebuia să mă laud. Uite câtă groapă e săpată aici și cât mai este. Dar mai este de săpat o grămadă, tu îți dai seama cât mai este. Dar ideea este că am și o întrebare, ok, am înțeles faza asta, am săpat groapa, bla 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 și așa mai departe, dar cine construiește? O să-l construiesc eu, WC-ul. Du-te, mă! Cabina la WC. Du-te, mă! Dar hai așa, bucă-te de treabă, că care și treabă? Să... Dar hârlesc, că hârlețul e la băieți. A, bine, hai. Da, dar mai târziu te apuci de treabă. Mai târziu, da. Bine. Când trebuie să mă... Nu de alta, dar vreau și eu să mă c***ă munca ta. Mai târziu, Adriana, mă apuc de treabă când trebuie să mâncăm. Atunci mă apuc de treabă. Hai să vedem cum a ieșit, ca seara n-am reușit să le arătăm. Cum a ieșit aici cu Buldo. Ha? N-am reușit aseară să le arătăm cum a ieșit. Ce ai, mă, că la, la cât a săpat Buldo ieri aici? Uitați-vă și voi. Autostradă zici că e. Uite-te și tu cât avem. Au trasat linie iară băieții cu ața. Și după... Astăzi mai vine sapă Buldo șanțul, face șanțul, după care băieții fac... Cum se cheamă aia? Fundația. Nu? Încep să construiască aia, să toarne fundația, dar aici cred că ne intră de sau a... Sau centură. Centura aia, sau cum se cheamă. Dar aici, Adriano, cred că ne intră de a... Păi aici de e de 2 metri malul ăsta. Asta zic. O să ne intre de a ciment și de a balastru de ne vine rău. Asta e. Astăzi o să ne vină și balastru cu cimentul. Da, păi trebuie să apară, nu? Că așa am vorbit, că la 8 și ceva trebuie să vină cimentul cu balastru ca băieții să se apuce de treabă. Nu? Bun, hai, ce facem? Te duci tu la magazin până la urmă sau mă duc eu? Las că mă duc eu la magazin. Ah, bine, ok. Hai, du-te la magazin, eu mai stau cu băieții pe aici. Mai văd ce mai fac băieții. Să iei la băieți ce trebuie și să facem de mâncare. Oricum bine. Astăzi te ajut și eu la mâncare. Până la urmă facem varză, nu? Da, facem varză cu ciolan afumat sau cu
Vedem noi. Mă, ce ai făcut acolo? Săp. Nu, 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 acolo sus unde i-a stupat, acolo, acolo unde i-a stupat. Ia dă, ia dă ăla de acolo la o parte. Și zi-mi ce ai făcut. Dă-mă ala la o parte. La domnișoară, poftim. Așa, ce ai făcut acolo? Aici e o conductă de apă. Așa, a. La, a, la a, care? Faci lut acolo, nu? Fac ce vreau. Faci ce vrei, nu? Atât. Mi-ai spart țeava de la robinet, da, ce fac eu acum? Și, uite, m-am șuvut acum din cauza ta. Din cauza mea? Sigur. Nu. Și chestia e că îi faci bine să-i duci să cauți cineva să vină să o mufeze. Nu, tu va trebui să o mufezi pentru că tu ai spart-o. Am pus și eu apă la încălzit. Să spar și eu vasele care au mai rămas de ieri. Am fost la magazin, am cumpărat varză. Am cumpărat roșii. Am cumpărat morcov să facem de păpica. Numai că am uitat să iau Kaiser. Și acum Alexandra s-a dus ea să ia Kaiser. Și după aia ne apucăm de păpica. Mi-am pregătit varza aici. Parte, Kaiser a venit și Alexandra. Da, mă! Ce vrei, mă? De ce tu mă tu strigi? Mi-a dat apă? Da, te-a strigat. Am zis că a venit și Alexandra. Ah, cu Kaiserul. De ce? Le-ai spus că te-ai dus la magazin bou și ai venit vacă? Nu. Da, ce le-ai zis? Am zis că... Deci am fost la magazin, nu, am fost la magazin, am cumpărat tot ce trebuie, dar ai zis că vrei să te duci la magazin și te-a lăsat pe tine să te duci. Da, nu? Da. Vrei cea mai bună îmi găsește? Da, da. Păi, încearcă și de una mai bună. Dar ce faci cu apa asta de aici? Spune, mi-a plinit de apă rece. Păi și ce vrei să faci cu ea? Să fie acolo caldă. Mai am despre la vase. Păi în ce... În ce pui varză? O punem ce om să fă... Dar tu să fai înainte. Păi tot le tai pe amândouă? Nu, 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 că se spade. Nu fura roșii, iar ai mi să fur. Pleacă de aici. Păi eu cred că ți-e foame, da. Îți trebuie de la 6 jumate. Și dacă ești trebuie de la 6 jumate, de ce? Dar băieți, ce faci, fac un test? Mhm. Da? Dar buldor mai vine? Nu. Păi tu asta ce ai de gând să faci? Cu ce mă surprinzi și pe mine azi? Cu ce? Cu ce mă surprinzi? Cu statul degeaba. Asta toată ziua ai de gând să stai degeaba? Da. Nu stai degeaba. Uite așa, hârlez nu am, să sap groaba, că acum le-am mai luat încă un hârlez la băieți, pentru că erau doar trei, să mai aduc ei două la casă, da? Așa. Și le-am mai luat unul ca să fie patru, ca să sape digul ăla să-l îndrepte acolo frumos, dacă tot nu mai gândeai buldoi excavatorul. Și eu n-am cum să sap groapa la deal, pentru că... Pentru că? N-am hârlez, n-am cu ce să fac. N-ai un târnăcoc? Hai că da! Nu, dar nu mai furam, Alexandra, lasă-mă să fac și eu mâncare. Ieri ai venit, te-ai furat de la salată, astăzi vii curvață. Ce facem aici? Lasă-mă să termin mâncarea. Nu am așa în sală, am luat gușă, n-am găsit caize. Ai văzut aici de-a? Mhm. Mă duc așa. Da, deci bate un vânt afară, nu-ți vine să crezi. Nu. Nu-ți vine să ieși afară, jur. Dar acum nu-i clar, n-a grafa cu căldura, s-a dus căldura. Deci nu vine să ies afară. Deci fii atent de ce am făcut. Mi-am luat două perechi de pantaloni astăzi de dimineață pe mine. Două bluze deasupra. Dar am putea să-mi iau mănuși, că mi-e chiar sunt mâinile. Dar erau perechi de mănuși pe aici. Nu mai pot, deci... Cred că dacă la iarnă când o să fie cu minus, cred că o să fie cu patru perechi de pantaloni pe mine. N-ai să vezi că așa o să fac? Unde ești cu mănuși? Nu știu, întreabă-l pe Marian.
dat eu ieri. Am un pic de varză. Nu, parcă era mai bine cu varză murată. Du-te, mă, deci cu varză ta murată. Dar buldoza nu mai vine, a sunat la primărie să ne trimită buldo de la primărie, este la revizie. Ce știi că vine de la primărie? Păi eu zis că s-a sunat 2 ore. O să trebuia să ne vin de dimineață. Ăsta de la țeavă să ne repară conducta de apă nu mai vine. Zici că batem pasul pe loc, jur. Nu mai tai ajunge asta, nu? Nu ajunge, câtă faci? Știi că va trebui să luăm seară la voastră, nu? Și ce dacă nu mai bine, că v-am seară de cu mâncare. Nu știu, Adriana, de ce, dar nu am o stare bună cu cartul ăsta. Am senzația că batem pasul pe loc și nu iese nimic. Nu știu de ce. Vă spun sincer. Ce zici? Da! A venit bulgoare? Da! A venit omul ăla să ne repare conducta care au spart-o. Mm. Ce frumos pare afară și când ieși afară e atât de frig. Ai nevoie să te ajut la ceva? Nu, nu. Că oprește apa, să știi. Eu cum trebuie acum. Să zic că este pe conductă, rămâne pe conductă. Ce dau în parte că n-am răzătoare? Ei, dar le tai mărunt, Adrian, doar nu trebuie de ajutoare. Le tai mărunt, doar nu trebuie de ajutoare neapărat. Achizi, greu să văd, că nu. Că ce? Așa, că nu progresăm deloc. Că nu progresăm? Cu ce nu progresăm? Adică așa, nu știu. N-am senzația să bat un pasul pe loc și nu-mi place. Nu mă pasă pe loc, ai adus materiale, ai să faci cu buldo, ce v-ați face cu pasul pe loc? Da, mi se pare că am făcut puțin. Mi se pare că am făcut puțin, mai ales că mi-a dat și peste capază, că cu buldo că nu mai vine, că am vorbit ieri că vine și astăzi. Mi-am trebuit că nu mai vine. Și nu ai să fac materiale, Alexandru, o grămadă cu buldo. Asta s-au apucat băieții de gard. Ce s-au apucat de gard? Că e încă sapă acolo, trebuie să niveleze. Ieri toată ziua am făcut cu buldo. Cum nu progresăm? Dacă nu progresăm, înseamnă că nu trebuia să facem nimic. Încetul cu încetul, se fac.
și este tăiat. Acum am și costiță. Focaliză, ce e asta? Mănânc toată mâncarea înainte să putem. Da, cum să nu? Lăsăm uleiul să se încălzească, după care punem kaiserul să se prăjească. Nu? Aici avem barza, ceapa, roșiile, morcovul. Bun. Ce frig de afară, deci eu nu pot să cred. Mamă, ce bine arată. Ai văzut că până la urmă de ce se facem? Da. De mâncare? Te plângeai dimineața că ce facem de mâncare? Imediat mi-a venit ideea. Am pus și ceapa la prăjit, după care urmează morcovul, roșiile, după aia varza. Să nu se prăjească. Ce zice Alexandru? Lasă-mă în pace. Ce ai? Îmi doare cap. De ce? Nu am chef de nimic. Mi-e ciudă pe buldul ăla. Astăzi trebuia ăștia să înceapă să monteze alea pentru să toane centura și mai fac o dudă astăzi dacă nu vine buldul. Pentru că n-ai cum, trebuie cărat tot pământul ăla de acolo. Că ei au nivelat gardul și l-au făcut la drept și trebuie cărat tot pământul ăla care a rămas jos acolo. Trebuie să vină cu aia, cu cum se cheamă, cu paia și să le ia și călcare de acolo. Și dacă nu vine buldou, n-ai cum să sapi până nu îndrepti. Trebuie îndreptat tot malul ăla. Ce nu înțeleg? Tu ai fost măcar afară să vezi ce au făcut? Ia du-te afară. Ieși afară, că stau eu aici în vârtă. Și uite-te ce au făcut. Ca să înțelegi. Ia să vedem despre ce vorbește Alexandra asta. Au! Trebuie să ia tot malul ăsta, că iau îndreptat, am înțeles. Ia uite ce curge apa aia de acolo. Ce vrei, mă? Zilu, Alexandra, că am sunat și la băiatul ăla la muntier, dar o să nu se facă pentru că am început cu ăsta și nu mai. Bine. M-ai înțeles? Da. Înțeles acum. Alexandra. Am înțeles, mă, ce spui tu acum. Păi, cum? Nu trebuie cărat tot pământul ăla de acolo ca să poată să vină să sape centura? Și dacă nu ne vine buldo, stau băieții degeaba. Ei e îndreaptă, dar nu poate să și care. Adică pe bune. Nu? Da. Trebuie să vină cu buldo să ia cum a luat aseară. Că sus e îndreptat, trebuie doar să ia pământul ăla de jos de acolo. Deci jur că vine să plâng. Jur că vine să plâng, nu mai pot de nervi. Pe bune spun. Pana mea, mă așteptam măcar astăzi să începem să turnăm centura, ne aducea balastru, că așa am vorbit, ne aducea balastru și cimentul, montau alea pentru centură, era săpată centura și acum puteau să se apuce și de turnat. Dar azi nimic. Nu vezi că... Zici că de ce tot îți zic de în continuu de astăzi de dimineață că am senzația că batem pasul pe loc. Hai să te scrie afară. Da, mă duc acum. Na, că a venit buldo. Na! Na, că a venit buldo. N-a venit? Ce frumos arată. Yummy, yummy. Lăsăm să fiarbă, să se prăjească ca lumea, după aia punem varza și lăsăm să fiarbă.
la sfârșit condimentăm și e gata vărzuca. Și-a venit și cimentul, dar degeaba a venit cimentul, că nouă ne trebuie buldoi excavatorul să săpăm aici. Pentru ce ne-a adus cimentul acum? Bă, dar de ce ne-a adus cimentul acum? Bă, dar ei am zis să ne vină mai întâi cu buldoi excavatorul. Dar vouă acolo vă trebuie cimentul? Ha? Mai vine buldoi excavatorul? Bă, dar ai numărul lui băiatul ăla? Bă, lui George, ai numărul? Ia dă să-mi îl ia și mie. Deci aici trebuie practic doar să vină cu lama, nu? Ia să-mi ia și mie numărul lui băiatul ăla. Zi, mă! Da! Ce faci, mai ai pus varza? Bravo, mă bucur. Am... Ce? A venit buldoc? Păi a zis acum, a vorbit băiatul ăla cu asta. Ce? Și a zis că ci că acum vine, dar eu și nu știu. Dar să dea Dumnezeu să vină, că nu mai pot. Deci crede-mă, am o stare atât de nașpa și îmi vine să plâng, jur. Dar n-ai zis mai devreme că a venit buldoc? N-am zis că a venit buldoc, am zis că a venit, m-a strigat ăsta și am crezut că a venit buldoc, că am auzit motor. Și când colo era asta cu ăla de ciment. Și ne aduce și balastru, ne aduce tot. Dar nu ne trebuie inițial buldoi excavatorul să ne sape acolo. Pe mine asta mă interesează. Nu mă interesează cu cimentul și balastru. Că nu torne acum ca să... Înțelegi? Bine că măcar că se face mâncarea. Știi ce m-am gândit? A. Dacă tot ai făcut focul sobă și facem mâncare, m-am gândit, știi când eram mici, aruncam cartofi acolo? Știi cine făcea mama, nu? Aruncă și tu 3-4 cartofi acolo. Băgăm în asta cartofi. Aruncă. Știi? Tragi. Asta. M-am dus să aduc cartofi. Aruncăm cartofi, știi, și să coacă cartofi. Știu ce zici. A? Știu ce zici. Dar n-arunca mulți, Didi. Nu, arunca. Doamne, cât îmi doresc să vină buldoi excavatorul, să-mi bag piciorul, nu mă lasă, îmi stă capul, jur, îmi vine să urlu. Ia să iau un pic asta după foc. Așa. Ia. Ia mai e curat aia acolo? Ce mai zic? Cred că aia a făcut-o. Prostie. Nu e curată, nu. Cred că ai e plină de ștergie. Cred că ai făcut o prostie. Acum trebuie să o deschizi de tot, să o cureți. Păi și mâncarea? Păi o mai lăsăm așa deoparte, dacă ai tot ai deschis-o, nu? Ce faci cu aia? Doar nu pui... Ah, crezi că vrei să pui pe... Nu s-a cumpărat asta, să nu intre în... Dar nu se mai deschide. Cum să nu se deschide? Păi și ce fac eu cu toată asta de aici? Bă, dar ce prostie mi-a venit. Bă, dar de oare... Mamă, dar e plină, mă. Dar oare de ce n-am stat eu liniștită? Uai, de capul meu, dar ce ești, frate? Și cum pot să iau eu asta cu foc aprins? Dar n-are treabă ca tu pe aici și tragi cu... Bă, nu știu, cu ceva trebuie tras. Dar trebuie deschisă aia ca lumea. Mai merge deschisă ca lumea? Da, pe trebuie să părțesc un pic. Ia oala asta cu mâncare și tu aici. Stai că trebuie să trag asta, să dau asta deoparte. Ne-a să o pun eu. O acopăr imediat, așteaptă. Așa? Bă, ce m-a mâncat pe mine? Tu ai vrut, nu? Am mai nebunit de 3 zile cu cartofii tăi. Na. Asta se mai deschide? A? Nu se, nu mai, nu trage, că nu vreau să rupă. Mamă, dar ce e aici? Păi și cum scoatem noi ele de acolo? Stai că scoatem de aici. Dar cum a ajuns să stea aici? Cred că nu din coadă, sau ce știi? Zici? Dar nu cred eu că asta era rotund, doar nu e hornă. Ia să văd eu cum e înăuntru. Hai că se și vede dacă e. Dar n-are cum să cadă din hornă asta aici. N-are logică să cadă din hornă. Mamă, dar ce e aici?
Cred că o fi fost astupată de cineva. Sau cine știe. Ce faci? Scos cu mâna? E, cu mâna. Cum scos cu mâna? Da, cu ce? Cu furajul. Nu știu, mă, Adriana, de unde toată ștergia asta, dar... Și de ce este foc aici? Aaa, gata, m-am prins de ce? Unde. S-a dărmat, mă, acolo. Uite, s-a dărmat soba, eu acum văd. Ia, acolo? Acolo înăuntru, ia. Mm. E dărmată, vezi? Mm-hmm. Și de acolo... A, deci înseamnă că nu mai merge să bagă. Na, curăț degeaba, că nu mai... Nu mai, uite că s-a mâncat fierul ăla, care era la asta, tabla, da, și nu mai e ce să mi faci. Acolo cine era închis, știi? Mă rog, hai, curăț aici și închide-o la loc. Nu mai bag. Nu mai, cartofii tăi, visai la ei de atâta timp, hai că mai mănânci tu cartofi. Da. Bag. Dar cum îi bagi? Așa îi bag. În jarul ăsta? Da. Tot îi bag în oră. Păi crezi că mai merge? De ce să merge? Nu știu, te întreb și eu. Fă, dar ce? Gata, nu mai fă că faci colț și faci mâncare aici. Dă-i cu mătura acolo. Ia. Închide aia și dă-i cu mătura. Hai, nu zic că nu mai merge închis acum. Unde acolo a ieșit? Mamă, ce m-a mâncat pe mine. Dacă n-ai avut ce faci. S-a mâncat, mă, dacă n-a mai fost folosită, nu mai nimic. Știi, s-a mâncat aia. Da, dar eu nu înțeleg de ce e știrigie. Păi eu căzut din... Bă, da, pentru că asta, dacă s-a mâncat bă, aia în interior, a căzut de la horne. Normal. Bă, frate, dar nu mai vin ăstea. Eu nu-mi stă capul la nimic. Jur dacă îmi stă capul la ceva. Ei, Alexandru, că... Să vină până la urmă. Dacă a venit cu cimentul și cu balastru, să vină și cu buldo. Dacă nu vine băiatul ăla, o să vină nenecică. Și tot vine ceva. Iată-ți că parcă aud un motor. Hai, pa! N-a venit Adrianu. N-a venit. Hai, pun iar să-mi pun mâncare aici. Stai. Măcar am încercat. Vine buldo! Vine buldo, mă! Bună! Luăm toată pământul ăsta și să bat așa. Am dat drept. L-am dus acolo așa, în spate. Așa. După aia, în cupa aia, mi-a zis, la să pun din ea la Ah, ok, hai să mă bucur că a venit. Băi, a venit buldo, v-a apucat de turnat azi. Boxer.
greu, explicați. Nu, că schimbă cupa, ce așa de greu. Și după aia se apucă de treabă după ce schimbă cupa, nu? După aia se apucă de treabă după ce schimbă. Ce schimbă cupa, faci în pauză de o oră jumătate. Hai că-ți dau eu pauză să vedeți dacă nu vă... Pauză de jumătate de oră. Bă, nu mai comentați. Luați și puneți mâna și munciți, nu pauză. Nu, eu sunt tractor, îți muncesc plus codinul pentru tine și de mâncat și de băut pentru mine. Nimic, nimic, nu există. Aoleu, dacă nu mai e nebunit. Hai, la Tanacu chem taxiul, nu? Hai că mă duc în casă. Am început din nou cu burdo, să îndreptăm aici, să facem frumos. Și după aia încep băieții la turnat pe toane. Oricum mai este de cărat de pământ de aici, ne vine rău. Avem de muncă. Tot acolo îl pune. Ia să văd ce face Adriana. Mă, crezi că durează mai mult de o oră să fac asta aici? Da. Adriano! Da. A început cu buldosul, care e ăla de acolo? Da? Ce faci? Ai văzut că-i spirea degeaba. Dar nu-i vorba de asta, dar aveam starea aia proastă, pana mea, vorbisem una și după aia... Acum nu, pentru că vreau să văd băieții că se apucă de treabă. Pe mine asta mă interesează. Să văd băieții că se apucă de treabă și după aia... Fierbe asta? Fierbe, nu? Deci am o foame. Am o foame, jur. Să termine de curățat acolo, după aia începe cu aia, cu... la maia mică să sape, sau cum se cheamă aia. De ce râzi? De conciul tău e frumos. Că stau cu bluga în cap, în casă. De asta râd. Păi e frig, Adriana, e normal. E frig. Așa trebuie să mă duc, te duci tu să mai aduci niște lemne? Doar dacă vreau. Știi ce trebuia să mai luăm? Ha? O hartă de masă, pune pe... Hai, o să luăm noi, nu acum. Hai, mă duc să-ți aduc lemne. De unde, din șură? Ia să vedeți voi cum a început să țâșnească apa din conducta asta. Și omul ăsta nici că nu mai vine. Uitați-vă și voi puțin cum explodează apa, cum curge apa. Ia uitați. Doamne, o să se spargă și mai tare conducta asta aici. Și aici mai are o grămadă de săpat. Hai de capul meu! Deci am început să urăsc tot pământul ăsta care este aici, cât este de cărat. Nu mai suport pământul ăsta. O să trebuiască săracul băia să facă vreo 10-20 de ture pe puțin, ca să-l care pe tot, să ajungă la nivel. Aia e! Ce vreți să faci? Dacă trebuie, trebuie! A început să fiarbă. Punem și două frunze de dafin. Mestecăm. Mamă, ce bine arată. Mamă. Și pe ce bine arată. Mai las 5 minute să fiarbă, după care pun kaiserul. Păi îl las până ce fierbe bine varza. Păi condimentăm. Și e gata, păpica. Focul arde. Afară ninge liniștit și în casă arde focul. Stați puțin, cum era? Cum era aia? Spuneți-mi voi. Cum era? Afară ninge liniștit și în casă arde focul. Iar noi, pe lângă mama stând, cum era?
Iar noi, pe lângă mama stând, cum era? Afară ninge liniștie și în casă arde focul, iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul, nu? Și nu mai știu mai departe. Parcă așa era, nu? Afară ninge liniștie și în casă arde focul, iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. Nu mai știu. Casă, știu că era de mult cu patul e făcut sau de mult patul e făcut. Nu mai știu, continuați voi în comentarii că eu nu știu, nu mai țin minte cum era. Ei, bine că măcar știu primele rânduri. Asta e important. Era bine dacă știam și sfârșitul. Dar nu știu sfârșitul. Spuneți voi în comentarii care este sfârșitul. Dar să știți că nu e corect dacă intrați pe internet să vă uitați, că eu nu am intrat pe internet, așa că puteam să intru și eu pe internet să mă uit și să vă zic vouă. Deci dacă intrați pe internet, să știți că nu jucați corect. Păpica mea ce face? Fierbe? Uitați voi ce fierbe. Dar știți voi ce frumos miroase? Uitați voi ce... Da! Uitați ce frumos miroase. Mă, mai știi aia? Afară ninge liniștit și în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând de mult uitarăm jocul. Și mai departe? În casă patul e făcut. Da? Cine te sună? Nu știu. Alo? Da? Bun. Bine, dar cine ești? Bună. Da, știam, am văzut, am văzut de seară. Că apare un nou episod din Încăutarea Adevărului cu noi. Dar băieții ce fac afară? Băieții au zis că vor să vor bere și m-au trimis la magazin și eu le-am zis că nu mă duc, dacă le trebuie să se ducă. Că oricum stau degeaba, că acum face burdo. Dar stai puțin, nu era berea aia de 2 litri? Ba da, dar au terminat, ce crezi? Eu zic să te mai duci și tu la ei acolo, să vorbești și tu, că eu m-am plictisit să stau pe capul lor. Eu m-am dus acum și am spus, bă, vedeți că Constantin cu Andrei muncește cel mai mult dintre voi doi. Voi stați numai să... Lălăiți. Marian, nu prea le-a picat bine, dar eu le zic direct în față, eu nu stau să mă... Și dacă văd că nu și tot trag de timp și așa, mă supăr și mă cer. Îmi bag piciorul, păi ori stăm să muncim, ori am venit să muncim, ori am venit să o lălăim. Eu n-am nevoie de lălăială, eu am nevoie de muncă, pentru că eu vreau să iasă ceva frumos aici. Ia, ține și tu telefonul și fac și eu caizerul ăla în bară, da? Și după aia o lași așa să fiarbă, nu? Eu o las să fiarbă. Da, ce ești fraier? Cine te pune să pui mâna pe aia? Era normal să frigă. Dar roșii? Am pus roșii, n-am făcut. Păi ce e albă? Unde e albă? Tu nu vezi? Unde e albă? Nu vezi că e roșie? Uite. Bine, nu e roșie, că la barba trebuie să fie roșie. Am pus și asta. Acum. Nu știu mă rog. Iarbă. Mai las 10 minute să fiarbă, după aia asta cum se cheamă, o condimentez și după aia gata, păpica! Bine, ia, mai ieși tu afară, că stau eu aici. Hai, pa! Continuăm versurile. Nu am ce versuri să-ți continui, pa, ieși afară, mai du-te și tu. Mai stai și tu cu băieții acolo. După ce că fac de mâncare, stau aici toată ziua, am stat în bucătăria asta și am făcut de mâncare, tu n-ai făcut absolut nimic de azi. Eu n-am făcut nimic? Ce ai făcut? Vezi că mă țin de capul lor, că dacă nu stau pe lângă ei, adu-te și vezi ce înseamnă. Ai făcut ceva? Păi fac! Ce ai făcut? Nu m-am mai stresat atât. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă în pace, că destul sunt stresată. În afară de faptul să stai pe... Am sunat să vină cu buldogul, am sunat oamenii ăștia să vină să ne repare, am făcut pe acolo, pe afară, am fost la magazin, cum n-am făcut?
Asta e treaba. Încetează, te rog. Să încetezi? Da, să încetez. Cu ce să încetez? Dacă nu, dacă nu-ți convine, lasă-mă în pace. Că nu mai fac nimic. Ia, telefonul, nu mai fac nimic. Păi, dar stau aici să mă rog de tine, lasă-mă, Doamne. Să te rogi de ce? Da, sunt supărat. Da, scrie-te aici până se mărită. Asta e. Cred că e greu. E frig afară. Și nu-i convine să stea afară. Vrea să stea aici, în casă. În curul mamii. Am să mă duc eu afară să văd ce facă ea. Bă, ce face Buldo dacă a terminat? Ce face treabă, Buldo? Buldo face treabă. Dar ce faceți, mă, mai aveți? Iar râde ăsta. Mă, dar tu nu poți să fii odată serios? Da, tu! Râzi într-una! Mai aveți? Uite, iar râzi! Vrei să plec? Mai iau de treabă pe aici. N-aduc eu apă. Aduci? Nu. N-aduc nimic. Ai robinetul aici. Lasă mai ușor cu glumele astea, te rog. Lasă mai ușor cu glumele astea, te rog. Buldo face treabă. Măcar Buldo, dacă nu și oamenii. Să mă duc eu să văd ce face căpia ta aia. Ce-a făcut? S-a dus în pat? Ce doamne iartă m-a făcut? Ce faci, mă? Dar parcă erai dincolo, de ce nu te duci, stai dincolo? A, ai venit aici ca să stai acum la căldură? Ai o problemă cu mine astăzi? Nu, n-am o problemă cu tine. Se pare că am o problemă? Da, bă, că ai o problemă. Nu, n-am nicio problemă. Ba, ai o problemă cu mine. Am înțeles eu de ce ai vrut tu să stai să faci azi mâncare și nu mai lăsa de ce? Pentru că e cald și bine în casă. Afară m-ai lăsat pe mine să stau la front frig. Acum am fost afară. Da, și cât ai stat? 2 minute. Păi ce vrei să fac? Păi ce vrei să fac? Păi și eu ce vrei să fac afară? Că tu m-ai trimis, du-te la treabă, du-te la treabă. La ce treabă? Ce vrei să fac? Să fac muncă de bărbat, să mă duc să muncesc eu locul la băieții ăștia? Săraca. Păi nu săraca. Toată ziua, bună ziua, toată ziua, du-te la treabă, du-te la treabă și tu stai să o lălăie. Trebuia să mă lași pe mine să fac mâncare. Și cine nu te-a lăsat? Tu ai zis că nu las că mă duc eu la magazin. Păi eu am zis că nu las că mă duc eu la magazin. Și tu ai zis că fac eu. Nu, n-ai zis că n-am zis că fac eu. Am zis las că mă duc eu la magazin, n-am zis că fac eu mâncarea. Ba da, te-am întrebat, am zis acolo, dar ai varza și ai zis vrei să te ajut, vrei să faci ceva și vrei să te ajut. Păi da, că n-ai zis că lasă Adriana că fac eu varza. N-ai zis asta. Ba ce am zis? Nu, ai zis nu, ai zis doar că vrei să te duci la magazin și ai zis că nu lasă că mă duc eu la magazin. Tu ai ales lucrul ăsta. Ce am ales? Să faci de mâncare și să te duci la magazin. Nu eu. Nu, eu am zis că fac de mâncare, că mă duc la magazin. Ce de mâncare? Nu, n-am zis nimic de mâncare. N-am zis că faci o varză călită, azi facem o varză călită. Facem o varză călită. Da, păi dacă eu n-am avut nevoie de ajutor, n-am avut nevoie. Ce? Păi da, pentru că tu ai vrut să faci mâncare. Și care e ideea? Păi ideea este că tu afară mă trimiți, du-te și stai afară, du-te și stai afară, asta afară. Ce vrei să fac? Să mă duc să sap în locul lor? Bine, mă, stai în casă atunci. Ai văzut ce am făcut? Da. Ce am făcut? Am sap acolo, ce să fac? Păi au băgat Buldo să facă și șantul ăla? Nu, sapă acolo, la deal. Nivelează ăla. Păi Buldo mai e ridicat? Da. Mult? Da. Am senzația că nu se mai termină pământul ăsta, ajut. Pe bune, nu m-a așteptat nici măcar o dată în viață că o să fie atât de mult pământ aici. Dar trebuie să-ți dai seama, Alexandra, din tâmbul ăla care e acolo. Dacă la aici, la poartă, am scos dita mai pământul, da, păi acolo. Stăm numai cu Buldo.
Vom vedea ce-o fi până la final. Gust și eu mâncarea să văd ce mai trebuie să o condimentez. Și după aia, gata. Am terminat și păpica. Uitați-vă cum a arată. Mama, abia aștept să mănânc. Merg să o iau după tot. Aici pe masă. Buldo lucrează în continuu, măcar Buldo. Trebuie să vină de acum să vină cu aia. Gata, am terminat păpica. Trebuie să vină cu aia de săpat. Ce e aia? Ce e aia de săpat? Cum se cheamă? Nu știu cum se cheamă. Cu cupa? Da, să stai pe acolo jos să facă. Gata, am terminat păpica, ne punem și noi să mâncăm. Și să avem poftă, nu? Much, much, much later. Am terminat de mâncat, dar a intervenit o mică problemă între timp. Să merg afară la Alexandra, cine știe ce face femeia aia. Alexandra, ce faci? Fac pe mama, fac. Ia, oprește-te și tu un pic din treabă, te rog. Alexandra, sapă șanțul. Ce de faci? Bine. Nu mai pot de bine. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu vezi că nu mai avem muncitori? Nu mai avem muncitori? Dar ce s-a întâmplat cu muncitorii noștri? Pe care i-am angajat sau oarecum s-au angajat singuri? S-au întâmplat? Da. Păi, inițial. Așa. Era vorba că... Auzi, Andrei, dă-i un pic mai lângă, mai lângă, să vină drept. Tu cum au plecat? Da. Au plecat, au zis, nu, inițial groapa asta pe care o sap tu acum, trebuiau să o sap pe ei la mână, înțelegi? Astăzi dimineața a fost buldogul ăla alalt și ne-a ras tot ce trebuia să mai, să mai fie de ras și a rămas să sape asta. Și nu le-a convenit, au zis că nu, nu vor să sape. Zic, bine, ok, atunci sunăm, la, sunăm pe domnul primar, vine, vii tu să ne sapi șanțul ăsta și să se apuce de treabă. După s-au întors, au zis că nu, că nu ne mai apucăm de treabă, că-s prea puțin bani. Bani pe care tot ei ne-au cerut la început, înțelegi? Astăzi de dimineață le-am dat o parte din bani și acum s-au trezit că la gardul pe care trebuie să-l facem sunt prea puțin bani. Păi sunt banii pe care tu mi-ai cerut, tu ai știut de ce te apuci. Asta este, când omul e leneș și nu are de muncă, pleacă. Păi de asta de dimineața la fratele meu a zis că trebuie să sape acolo la fântână ei, că buldogul nu poate să-l bage din cauza că e stâlpul. Și n-au făcut nici atât, au stat și s-au uitat cum a muncit buldogul. Și aia e. Poftim? Nu te chinui să scoți acum pământul cu copacul. Iar o să te adă în șanțe, când iau o să mai duci. Zici? Da. Păi da. Și după aia trebuie să-l scoți din nou, nu? Păi, așa că nu muncești. Bă, măcar am zis să fac și eu, că șanțul ăsta trebuie să vină la drept. Păi da, dar faci după ce termină el cu buldo. Păi oricum îți dai seama că mai... Să văd pe cine mai ai... Găsesc să vină să termine ce au început alții, pentru că așa se face mai nou. N-am ce să zic, fratele meu, așa se face. Te înțelegi? Una după aia te întorci, că nu, că e multe muncă și sunt puțini bani. Păi sunt banii pe care mi-ai cerut în pana mea. Am ajuns bătaie de joc. Dacă băiatul spune că nu, să nu las, că oricum trebuie să... Păi face el cu bul, doamna Alexandra. Hai, e casă măcar, după ce vântul ăsta. Asta s-a întâmplat cu băieții care au zis că vin să ne facă gardul.
băieți care s-au auto-angajat oarecum. Lumea de aici din sat a aflat că noi vrem să facem gardul și să reconstruim aici. Și ei au venit și ne-au întrebat, vreți să vă apucați de gard? Și am zis că da, ne apucăm de gard, bineînțeles. Ne ducem, facem, măsurăm câți metri sunt de făcut, facem o listă cu materialele, mă duc, cumpăr materiale și așa mai departe. I-am întrebat, cât luați pe metru? Și a zis că este 1.000.000 pe metru de gard. Și zic, ok, atunci 1.000.000 sunt 50 de metri, 50 de milioane. Nu este nici cea mai mică problemă. Ieri am comandat materialele, astăzi am venit, tot ieri au venit. Astăzi să vină băieții să se apuce de muncă. De dimineață, că trebuie să vină buldoiescavatorul să facă nu știu ce, trebuie să fac, să sape centura cu buldoiescavatorul, că este prea greu de săpat, să săpăm noi la mână și durează prea mult. Și am zis, bine, ok, îți aduc buldoiescavator, nu este nicio problemă, îl plătesc, chiar dacă sunt bani în plus, îl plătesc. Și pana mea, sapă buldoiescavatorul. Mai stau ce mai stau băieții, vorbim cu buldoiescavatorul, păi stai puțin că îți puțin bani. Păi îți bagi joc de mine, tu vii și îmi spui prețul. Eu nu-ți spun absolut nimic că este mult pentru, pentru metru de gard 1.000.000. Îți spun că nu este mult și că îți dau toți banii, îți dau arvonă. Azi dimineața i-am dat arvonă și acum înainte să plece ne-a dat arvonă înapoi că au zis că este prea puțin bani și e mult de muncă. Păi tu când te-ai angajat ca om, tu când te-ai angajat, nu ți-ai luat în calcul fiecare lucru care este de făcut aici? Ai știut că e de săpat cu buldogul. Ai știut că trebuie să vii să sapi la mână. Inițial nu trebuia să facă buldo treaba asta pe care o face acum. Trebuia să o sapi de hârleț. Nici măcar atât nu au fost în stare să facă. Nimic. Aie, vom vedea, poate găsim pe altcineva. Și aie, ce să faci? Eu ți-am zis, de azi dimineață ai văzut ce stare proastă aveam. De astăzi dimineață am vorbit cu tine. Bă, am o stare proastă, bă, ceva nu este regulă. Și am vorbit cu tine de ieri. N-am vorbit cu tine de ieri? Haide să mergem afară să vedem, să ajutăm băiatul ăla, că săracul n-are nicio vină, stă singur acolo și muncește. Păi și noi cu ce putem să-l ajutăm? Mă rog, să-i spune cum trebuie să iasă, cum trebuie să facă, și așa mai departe. Și asta este buldogul de la primărie. Că celălalt băiatul trebuia să plece la școală și n-a mai putut să-l ia. Deci am angajat cum ar veni un alt buldog. Hai mă, că s-a făcut ok. Da. Mă, dacă nu ne apucăm noi două de gardă, că e una. Da, să știi că cred că până la urmă, dacă ne punem noi să-l facem, îl facem. Dacă aveam materialele, îmi băga piciorul cum am săpat groapa la WC-ul, așa s-a și așa s-a trigat. Da, dar știi că ne trebuie betonieră, ne trebuie... Păi asta e, că sunt utensilele care ne trebuie, că dacă nu ne trebuiau alea și le făceam... Pana mea, am săpat o groapă aia la hârleț și nu sunt în stare ei să sape jumătate de metru de două pene de hârleț aici, la mână. Trebuie să le chem buldo, să le dau mură în gură. Mai avem puțin de săpat, adică de fapt buldo mai are puțin de săpat, să termine și șanțul ăsta de făcut. Alexandra stă în cur pe telefon. Alexandru! Ce vrei, mă? Cum ce vreau? Ia și pune mâna la muncă. Tu ești conștientă de faptul că dacă ne-au lăsat băieții ăștia, urmează ca noi să facem gardul? Nu, Adriana, dar tu stai și faci gardul și eu mă urc la tine. Da? Da. Facem așa? Facem așa. Bine. Bat în palma? Nu bat în palma. Haide, mă! Na. De ce, mă? Na. De ce, mă? Nu? Ce nu? Tu faci gardul, eu mă urc la tine. Cofrez, facem invers. Beton. Nu, facem invers. Mi-a venit o idee. Iau invers. Tu faci gardul, eu te filmez. Da, nu-i așa? Da! Da! Eu, de ce idee bună! Hai, mă! Nu mă lasă, mă, nu mă stresa, lasă-mă, că și destul sunt stresată. Destul am avut o zi de căcat astăzi. Chiar am avut o zi de căcat. O zi de căcat a fost pentru mine și nu mai am chef să mă mai stresez. Lasă-mă în pace. Am ajuns, chiar am ajuns să fim luate în bătaie de joc. Vreau să mă liniștesc, vreau să mă relaxez. Ce facem noi în seara asta cu toate materialele astea aici? Zim și noi. Ce știu eu? Ce facem noi cu materialele astea în seara asta? Nu știu. Le lăsăm aici, dacă mâine dimineață când venim, mai găsim ciment acolo.
Dar cine mă să vină să-ți lea? Nu știu ce să mai zic. Se apucă Buldo din nou de săpat, până acum a cărat tot pământul. A, dragilor, dacă știți pe cineva care ne poate ajuta și pe noi cu gardul, să ne facă și nouă gardul, că nu avem pe cine. Și am mai plătit și o grămadă de bani și am dat o grămadă de comandă de o grămadă de chestii și nu are cine să vină să ne le facă. Am rămas cum ar veni, cum se zice, cu curul în drum. Eram cu curul în drum. Am rămas la propriu cu curul în drum. La propriu. Tu nu ești cu curul. Acum ești cu curul în drum. Deci pe bune, Adriano, deci noi acum am rămas la propriu cu curul în drum. Ce vrei să faci, Alexandra? Asta e. N-ai ce să faci. Dacă sunt niște băieți care n-au ce să facă și aveți și nevoie de muncă și nu știți cum să vă găsiți de muncă și așa, să știți că noi avem de muncă aici. Dacă aveți sufletul mare și vreți să veniți să ne ajutați, bineînțeles, contra cost, nu degeaba, pentru că la noi nu a venit nimeni și a făcut ceva degeaba. Veniți, dragilor, și ne ajutați, pentru că e greu. Este greu și e de rău. E de rău pentru că vine frigul, vin ploile, vine vremea rea și nu o să apucăm să facem nimic. Și ne trebuie cât mai repede oameni. Sperăm să mai găsim, am sunat mai devreme o altă echipă, să vedem, să ne hotărâm, să se hotărască de fapt, să vedem dacă poate să vină, dacă nu poate să vină. E de rău, e de rău și e, chiar este mult de muncă aici și nu prea sunt oameni care să se bage, vă zic sincer. Și nu știu ce să zic. E greu. Asta e, Alexandra, poate într-un final o să găsim și o să reușim să terminăm și gardul. După aia ne apucăm de casă. Și tot așa. Dar mie nu vine să cred, Adriano, peste câte lucruri trebuie să mai trecem noi pentru a reuși să facem și noi ceva bine. Să ne iasă până la urmă bine. Adică nu putea să fie totul simplu deodată? De ce tot timpul trebuie să fie atât de complicat? Dacă ar fi fost totul lin și frumos în viața asta, de ce mi-ai fi trăit? Ce mi-era frică aseară de materială, de ce mi-e astăzi? Tu dai seama? Stai mai liniștită că nu se întâmplă nimic cu materialele, ce ai? Mâine dimineața iar trebuie să ne trezim la 6, știi că la trebuie să fim aici de dimineață. Aia e! Important e să fie bine. Mă crezi că mi-am pierdut speranța în a fi bine? Nu este vorba că sunt negativist, Adriano, dar ce-am trăit astăzi, nu mă așteptam să trăiesc vreodată în viață. Să vină omul să zică prețul, că ăsta este prețul pe care îl vrea pe metru pătrat și după aia să se răzgândească, să spună că este prea puțin. Deja... Dar ei au văzut destul de clar cât este de muncă aici. Au văzut aseară, doar au fost aici, Adriana, când se baie buldo excavatorul. Ce, Doamne, iartă-mă! Despre ce vorbim? Încă ei au spus că ce face buldo excavatorul acum, trebuie să apă ei la mână. Despre ce vorbim? Adică să fim serioși. Dede a terminat? Ei, și buldo! Măcar de atât să ne bucurăm și noi. Măcar de atât să ne bucurăm și noi. Da. Autostradă, zici că e. A terminat. Până-n deal. Am terminat. Nu. Am terminat. Bun. Perfect. Ce? Dar ce? Unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Ce? Nu cred că Adriana acum vrea să împingă de ea. Dar ce vrea să fac acolo? Mă! Ce faci acolo?
cam atât și cu buldoi excavatorul. Ne-a făcut frumos. Acum avem nevoie doar de meseriaș. Adriano, ce face de meseriaș? Nu mai spune la nimeni că nu avem meseriaș. Ce? Nu mai spune la nimeni că nu avem meseriaș. Ce faci mă acolo așa? Nici cu mâinile nu te aduc să-mi fac piciorii 2 metri, știi, nu? Gata, a luat-o. Gata, a luat-o. Mulțumim! Pa, mersi, pa! Ești mă de acolo! Ești de acolo! Dă mâna! Hai să fă, te poți ridica, hai! Adică, ca și tu cu mine! Ia! Te-ai lovit? De ce mi-ai dat drumul? Nu ți-a dat drumul, mi-a înghețat în mână, hai încă o dată! Te-a dat curna, hai încă o dată! Nu, că nu mai vreau, că tu nu mă... Haide! Hai, stai că mă tragi pe mine, Adriano, mă tragi! Aaaa! Nu pot, mă, nu pot! Hai încă o dată, hai! Nu pot! Haide! Ai grijă, poate îți rup gâtul. Hai! Ai! A reușit! Bine, m-am tăvălit un pic pe jos, dar a reușit. Hai să mergem și noi să strângem tot ce avem de luat pentru lavas lui. Facem și noi frumos aici și... plecăm! Cam asta a fost și vlogul pe ziua de astăzi. Sperăm ca... în seara asta să găsim și noi niște persoane care să vină de mâine să se apuce de gard, dar sperăm să fie niște persoane serioase. Astăzi ne-au dezamăgit total, suntem cu moralul la pământ, nu ne așteptam nici măcar o secundă să trăim momente de din astea, adică mă așteptam că din momentul în care tu ceri lucrarea la om și efectiv îl stresezi cu mesajele și una alta sau cu telefoanele, când te apuci, când te apuci, când ne apucăm, când ne apucăm și după lași treaba așa, ce să zic? E urât. E urât, dar mă rog, asta trecem peste. Sperăm ca mâine să găsim niște oameni care să vină să facă gardul. Sperăm că mâine să fim cu moralul mai ridicat. Mai sus. Ce să mai zicem? Uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați părerea în comentarii, să... și dacă voi credeți și considerați că am meritat ce ni s-a întâmplat astăzi, la fel lăsați-le în comentarii. Uf, Doamne, mă simt atât de prost, dar asta este. Ce să zicem, măcar sunt bucuroasă că avem centura săpată, trebuie doar să... ce centura? Șanțul? Șanțul ăla săpat centura? Pentru centură. Mă trebuie doar să vină cei care au venit, dacă au venit, dacă au găsit pe cineva, să vină doar să ne toarne centura și să ne ridice cu bolțar. Exact. Și... oricum, nu ne așteptam. Lăsăm în voia Domnului, pe data viitoare. Pa!